Șeful statului a declarat pentru evenimentul zilei că PDL-ul are șanse să recâștige electoratul de dreapta. Băsescu a precizat că oamenii trebuie să înțeleagă și să perceapă rezultatele politicii din 2009 până în 2011. A fost un context internațional critic, iar PDL a ales să se sacrifice pentru a evita un colaps economic al României. Mai există o singură soluție: dacă PDL-ul reușește să se recredibilizeze, nu ca rezultat al unei propagande, ci ca efect al faptului că oamenii încep să vadă rezultatele politicii din 2009, 2010, 2011. Dar aici nu pot da un pronostic în cât timp românii vor recunoaște ceea ce guvernul Boc, să spunem, a făcut în perioada 2009-2011. De aceea întăresc, subliniez răspunsul, deși PDL-ul a avut un comportament pur de partid de dreapta în guvernare, este foarte greu să fie identificat ca reper de toți cei care au aspirații de dreapta și care cred că soluțiile de dreapta sunt cele care vor consolida țara și vor permite progresul în bunăstare. Sigur, în ceea ce privește guvernarea națională, este real acest proces de erodare specific unui partid care a luat măsuri absolut necesare, dar impopulare. Pe plan local în Mehedinți, senatorul Mihai Stănișoare susține că politica promovată de reprezentanții PDL de la Consiliul Județean și Primăria Drobeta Turnu Severin este vizibilă și percepută ca atare de toți locuitorii județului. În ceea ce privește guvernarea locală, nu ar trebui ca PDL-ul să aibă probleme, mai ales că sumele atrase în infrastructura județului și mai ales a orașului Turnu Severin au fost impresionante chiar în acești ani de austeritate. Astăzi atât municipiul Drobeta Turnu Severin cât și județul au o altă față și arată foarte clar că sub guvernarea locală PDL lucrurile merg în direcția bună. Județul Mehedinți și-a schimbat complet culoarea politică la alegerile locale din anul 2008. Cu votul masiv al mehedințenilor, conducerea PSD a fost înlocuită de reprezentanții PDL. Efectele sunt vizibile și recunoscute de mehedințeni.